Dragule, poți să dai mai tare, sigur. Până la final, să vedeți în ce locații de lux, dar și dubioase, ne-a dus navigația mașinii. Și totodată mai avem foarte, foarte puțin până angel la suma de 30.000 de urmăritori pe Instagram. V-aș ruga din tot sufletul să apăsați pe butonul acela de follow, pentru că mă ajută foarte mult, dar și de subscribe pe YouTube. Ba, Andreea, ce mâncăm și ne mâncați gura ta, că mă țin pe tine dimineața, e ora 7. Bă, eu unul chiar n-am mâncat nimic toată ziua, sincer să fiu cu tine. Și ce mâncăm? Și, nu știu, tu de ce ai poftă? Eu aș mânca, de exemplu, o pizza, tu ce vrei? Vrei o pizza sau vrei altceva? Orice. Orice. Vreau să văd cum decide Tesla, ia. Ce? Bă, putem să mâncăm, uite, exemplu, ia hardere. Zim tu ce vrei să mănânci. Mergem la orice restaurant. Pizza. Pizza vrei? Da. Bun. Tu hai să întrebăm pe săraca noastră Tesla, să ne cine recomandă. Dar te-aș ruga. Ce vrea ea să mănânce? Ce vrea? Că ar vrea să mănânce niște curent. Benzină. Stai că tu ești cu pe Germania. Tu ești cu benzina. Ți-am zis, la mine nu prea mai știu cum e cu pompele, cu astea, m-am dezis de ele. Nu mai zic nimic în cap, nu mă întrebați. Faci un fulă pe săptămână? Pe zi? Zi, mă. Bă, dacă am treabă jumătate de full pe zi. Bă, de fapt, cred că și la mine. Te pup, Chelus, mersi mult de memory. Da, dar la tine e ieftin să o cari. 100 de lei, frate, 100 de lei plinul și la mine 5. 400 de kilometri. Și eu tot 400, dar cu 5 milioane, nu cu 1. Da, mă, dar altă senzație la emo. Ia zi. Eu plătesc. Mi zice Tesla ce să mâncăm? Ia, mă, frate, ia, pune o întrebare să vedem. Hai. I want some restaurant ideas in Bucharest. Comandă-ne înțeleasă. Mamă, dar bă, fără de asta, că e singurul display. I want to eat pizza near me. Mamă. Mai dă o dată. Comandă, ci că nu este disponibilă încă, că nu mai mâncăm nimic. I want a pizza restaurant near me. Primul pe care ne-l dă acolo mergem. Primul? Da. Pizza Brothers. Ia vezi, mă, cât este lângă noi pe energeticin. Ai dat near me, gen lângă noi, cum ar veni. Și ne duce pe... Primul, trebuie să mergem la primul, că de-aia Tesla decide ce mănânc. Ce ai mâncat la ei? N-am auzit în viața mea, hai să vedem ce e acolo. Păi, Dimam, că am ajuns la locație, să găsesc de cu tine. Dar mâncați aici gura ta, e spălătorie aici. Bă, unde ne aduce vorurile Tesla, ai nebunit? Sau lângă? Cred că lângă. A, uite ce scrie acolo. Unde? Pizza 3 plus 1 gratis. Care e mâncarea ta preferată? Bă, nu știu, bă. A, uite pe ăla mic. Cartofi prăjiți cu cârnați. Să vă trăiască familia voastră. Uite pe chestia aia mică acolo jos, bravo. Hai să vedem. Eu puteam acolo 3 jetoane, 10 lei. Cum se numea, mă? Pizza Brothers? Pizza Brothers. Gata. Pe cea mai scump în viața vieților mele n-am văzut o pizza care să vină în 4 da, minute, 41. Păi dar stai, mă, când nu m-am uitat, cum a decis Tesla? Că asta mă interesează pe mine. Nu în crucerul Robert, nu. Mergem la primul, că de-aia... Ai dat near me, lângă noi, cum ar veni. Păi stai, mă, puțin, și cum a decis Tesla? Of, ce clickbait facem. De mâncare spălătorie? Dar mâncați aici gura ta, e spălătorie aici. Bă, unde ne aduce vorurile Tesla, ai nebunit? Sau lângă? Cred că lângă. O să fac și eu un clip, mamaia moartă decide unde să mănânc. Pizza 3 plus 1 gratis. Unde? A, uite pe ăla mic acolo. Uite pe chestia mică acolo. Păi îți dă prima opțiune că e cea mai aproape, dracu. Jos, bravo. Hai să vedem. Eu puteam acolo 3 jetoane, 10 lei. Cum se numea, mă, Pizza Brothers? Pizza Brothers. Gata, bă, băieți, am luat și pizza de la Brothers. Bă, vă jur, pe cea mai scump în viața vieților mele n-am văzut o pizza care să vină în 4 da, minute, 41. Da, mă, frate, mi-a zis, durează 5-7 minute. Ei zic, a, da, dau drumul la cronometru. 4-48. Bă, sunt curios dacă e făcut, dar ce aveam acolo? 450 de grade? Nu știu că da. Vezi că n-arată rău. Bine, acum că s-a încins un pic, acum să știu acolo. De fapt. N-arată rău pizza asta, vrei să te mint? Nu mă rog, chiar. Și care e chestia când avem ketchup? Dar părere sinceră, frate. Bun. Pe bune? Da, are... Da, mă, da, codul imogen, Jesus. Sosul e dulce acrișor. Nu e chiar picant. Okay. Zici că e un fel de sweet chili, dar e bună. Vezi că bladul e făcut, a? E bine bladul. Nu, mă, am 4 minute. Mulțumesc că ți-ai luat membru. Pizza. Cu ocazia asta. N-am putut să pun ingredientele pe ea. Hai, lasă-ne, Andreas, cu clickbait-ul tot, dă-te-n pizda, mă, te dai aici. Că dacă mă uit la titlul, fătu-te în gură să te fudă noi, ești Dima, când era Dima, cu 5 ani. Cea mai scumpă pizza din lume, cu aur de 23 de carate. Câine fars, mușcă oameni pe stradă. Prietenii conduc mașina, clickbait. Imogen mi-a cumpărat mașină nouă, Imogen mi-a împrumutat de bani. Robert Luca scapa de herpes pentru 3 months. Vrei să-ți iau toate clipurile la rând? Dă-te dracu, vrei să ajung să fiu stresul, să-ți dau... Asta a scăpat și de herpes. L-am salvat de la moarte. N-am pula mea clip, dă-te... Bogdan... L-am salvat de la moarte. Mulțumesc că ți-ai luat membru. Na, l-am salvat de la moarte. Și de herpes. Na. Dere un nume pe 3X subliniere. L-am salvat de la moarte. A scapat de herpes. Când a avut timp să pună ingredientele pe ea? Bă, frate, zic că n-are cum să fie congelată niciodată. Vreau să mi
ce să vin mă la Oradea, băga mea și picioarele să-mi bagă, n-am cu ce să ajung. Cum a reușit pizza asta să fie gata în 4 minute? Gândiți-vă că 5. 4 minute de când am comandat-o, când a avut timp să arunce pe ea moțar. Nu prea ai făcut baxiș săptămâna asta, Coba, te iubesc viața mea. Nu prea s-a făcut baxiș săptămâna asta, băiatul meu. Jumătate de oră. I-a dus bine Tesla. Bă, dar ai văzut? Deci Tesla le-a pus în ordine. Pe al treilea loc era unul care era la 300 de metri, deci ne-a dus la ăla de la 600 primul. Da, adică nu l-a dat pe cel mai apropiat cumva. M-a dat cum ar fi că, bă, ce-ți recomandă? Nu știu. Vă dai seama care și-a niște algoritmi, probabil recenzii, nu știu. Bă, da. 0, da? Arată. Nu vreau să... Mă duc la Oradea, fac 30 de ore pe drum ca să joc 5 minute o meci de fotbal. Mamă, ce dracu. Se ieși cu portocală, frumos, e mai mult suc ăsta. Hai, vărule. Mai rii să fac și infart. Bă, frate, și ferile sunt mari, dar eu tot ți-am spus, nu pot să-mi explic. Timpul de pregătire. O să vezi că e ciudățică un pic, că e dulcea cășoară, dar te obișnuiești. Ea nu era, jur. Bă, rea nu e. Mm-mm. Sincer, mi-e place sosul ăsta, dulcea cășoară așa. Se vede aici un exces de sos din ăsta, nu știu dacă vedeți, dar bă, e bună. Bă, cred de bună, 55. Pe ea? Și cu astea a fost 60, nu știu dacă a fost. Nu mi-aș am bunul. Mult. O să pun bunul pe ecran. Dă o notă la Tesla. Bă, scă merge de 7-8, jur. Parteneriat. Și-a luat și membru, Alexandru. Pizza te pupă, mulțumesc mult, băi, Alexandru. Pizza asta, eu care mănânc pizza cu foarte mult sos, nici nu i-aș mai pune, uitați-o puțin. Păi normal, cum să-i pui sos la asta, bă, nebunule? Mulțumesc că ți-ai luat membru. Ai nebunit. Cu ocazia asta, scăpa și de herpes. Bună, chiar e foarte bună. Ce bine mi-ar părea să stau așa aici, să curgă niște sos așa. Alexandru 07 a scăpat de herpes. Ce faci, mă, de fiușare? Ia vedeți. Arată bine salamul ăsta mare așa. Știi ce zic? Vezi că la uite, culorile astea le-am făcut poftă aici, bun. Bă, știi care e chestia? Mi se pare ireal. Uite și ce sos are în ea și noi nu i-am pus absolut nimic. Așa venea din fabrică. Da, mă, frate. Vedeți, cu Tesla mai aflăm și noi lucruri noi. Caut alt zbor pe lângă Oradea, dar caut Anglia, băiatul meu. Genial. O, salut, Kerekeș. 7-8, ești mai mult dacă n-ar fi fost prima pizza de pe vlog. Păi mai mâncăm și altele oricum. Tu nu trebuie să te gândești mai mâncăm altă pizza. Trebuie să te gândești cât de mult ți-a plăcut ce ai mâncat acum. Mult, chiar mi-a plăcut. Eu dau un 8, lejer. Mi-a plăcut. Și eu tot 8. E prea dulce acrișor, că altfel îmi place mult blatul. Așa, în fraților, două zile mai târziu, trei zile, că n-am mai mâncat în fiecare zi, că e greu. Dar voi știi cum puteți de la timp de o săptămână? Bă, vă zic cum să treabă, să te pun jilava. E jilava, nu? Da, nu întrebați cum a ajuns aici, că nu. O oră jumate, încercăm să dăm de acest colet pe care trebuie să-l trimitem în China la cea. Nu ne întrebați, noi facem side quest, adică ne trezim viața și facem side quest. Că sunt gând și în Londru, ce se simte? Bă, pune mâna, nu știu, papuși de casă. Ce... Bă, pare o ce? Folie, o folie, deci mai e încă deci folie. Deci o mordă curățată, cred că îl deschid. Oricum mai e o folie pe interior, că sunt ciorapi. Nu sunt ciorapi. Sunt boxeri. E ceva, ce dar... Hai în spate, hai cerulou așa. Hai că-s boxe. Nu știu. Pirechis Alexandru a scapat de herpes. Las ușor că nu știu ce e acolo. Hai să întrebăm Tesla unde mâncăm. Hai să mâncăm astăzi. Mâncăm. Fii atent ce vreau să-i zic. Yeah. I want to eat breakfast near me. Ia. Nu cred. Bread and butter. Autocarul cu bunătăți. Autocarul? Văz. Păi și ce-i dăm? Dăm la prima? Păi prima near me, nu kilometri 200 pe Calea Victoriei. Păi dă-i la prima, băi, băiatul meu. Dă-i viața mea la prima, că patez la ales bread and butter. Îi dăm la autocarul cu bunătăți? Da, ce autocar vreau. Găsim, păi mă, autocar pe bună, mi se pare interesant. O să mă uit ales, Bogi, mersi mult. Chiar 5 minute. Ia vedeți, mâncați așa unde suntem. Mulțumesc. Ia vedeți ce scrie. Gypsy God 69. Aici, penitenciarul Jilava. O, oh, defuser cu trei rompăcet acolo, te pup. Te pup, Dorin. Gypsy God 69 a scapat de herpes. Da. Asta aici ce e? Okay. E dulce, bun, o să vreau și de aia. Băi, fraților, ceva mai original data nu există, uitați-vă. Pod, trece Cargus, nu știm unde suntem în pustietate. Ia vedeți ce avem aici de la autocarul cu bunătăți. Asta a fost gratis. Dar din partea ca sunt niște ardei. Au, l-am rupt punga. Arată bă, bine pâinea, vrei să te mint? Da, vedeți că bă, pe bune. Nu există. N-am asta așa. Nu mă bag. Nu? Zi mă vorbim de bani asta. Ți-ai luat ciorbă, mă? Nu e ciorbă. Ah. E de asta, mă, cum zice, mazăre. Ia, fii atent și mi-a luat. Da, dacă stai cu mazăre, îi place. Sare pâinea sus. Nu e pâine proaspătă? Adevărat? Asta mi-a făcut poftă. Da, mă, chiar e proaspătă. Ia, bă, ce la frate, mi-a aici de la... Mamă, să moară măicuța mea. Scutul ăla de Elder Ring, cum îl cheamă, mă, bossul ăla de are scutul? De ei scutul de la el să moară familia direct. Scutul de Elder Ring, mâncați-i și pula ta. Asta cum o dă-ți, vezi că bine ciorezul. Arată bine șnițelul ăla, să moare, dacă îți dau cu una peste, scade obrazul. Vezi că e mare șnițelul. Bine dacă vrei. Ia 25 de lei șnițel cu pilaful ăsta. Da, 60 lei, apropo tot, plus... 62.
Plus alea ale noastre, că deja am degenerat. Pe fiecare vlog mai apare câte o bere fără alcool. Bă, măcar nu bem cu alcool, fraților. Da. Cât eram cu Radler, aici... Ia zi, vă, dă un taste test de la bun. Da, așa vă rugat. Știe cineva de cine merge Food Plate? Să scrie admini pe chat. Știu de fuzele, știu. Avem taste test aici. Dar pare proaspăt. Bă, aici nu pun, vezi că se taie forța aici. Stai singur. Marginea drumului. Dacă te întreabă vreo rudă, dar nu știe ce faci. Te întreabă cu ce te ocupi. Zice, sunt youtuber. Îți dai seama, mamă, filmează la studiouri. Da. S-a terminat. Bun? Doamne. Sper să vină aia cu mașina aia, cu tirul ăla, să răstoarne peste voi 2 km de pământ. Mamă, nu cred. Doamne. Zi-mă că e așa bun. Bă, vorule, stai așa că vin muște. Bă, are gust de șnițel făcut de mamă. Wow. Bă, vai de capul meu. Nu cred. Bă, băiatule, n-am mai mâncat de asta când îmi făcea mama când era mic. Bă, și gândește că e efectiv un restaurant așa pe marginea drumului, pe centură. Bă, flopul, nu e chiar așa, mă, coaie, mă, te rog. Bă, nici măcar nu e da, ceva. Da, vedeți că era super treaba femeia de acolo. Da, jur. Chiar da. Wow. Dacă aveam un ketchup, să se termina tot. Mamă, pe direct și se semiza cu. Nu știam să mă culc. Mă dă schimb mare aici, nebun, chiar e foarte. Mai încolo, în dreapta era casa lui câine, lui Curaș, câine fricos. Ce mare, ce cu tu? Era Eustache, trai să repara aia, mâncați și gurata de Eulian aia din curte. Și nu e să ziceți că era pe marginea drumului, că ANAF, că nu se declară, că nu știu ce. Vedeți că am plătit direct cu cardul. Bun, am primit bun, nu. Băi, frate, eu sunt pilăfar, mi-e place pilaful. Dau și o gustare la pilaful ăsta. Spage? Băi, mie îmi place foarte mult. Băi, nu mănânc pilaf. Dar e puțin sărat pentru gustul meu. Da, gen șnițelul ăsta. Bă, șnițelul ăsta. Cred că trebuie să dau puțin drumul la aer. Hai, ciorba asta. Hai să vedem. Bă... Nevastă mea dă drumul la centrală, mânca, v-aș vrea să 30 de grade afară de drumul la centrală, 45 de grade în casă și eu dau drumul la aer condiționat. De alta vine la curent 45 de milioane. Ai gustat, nu ai bun șnițelul, nu? Șnițelul e foarte bun. Pe asta zic, de arătat arată bine, de bun e bun șnițelul. Sincer să fiu, e bună, dar nu e dulce. Dă-mă încoace, eu dau verdict la asta. Deci cu mazărea? Mergea un pic mai dulce. Bă, e bună, vorule. Eu sunt mandicos la asta, dacă eu zic că e bună. Bă, atunci n-am. Cu un pic așa de pâine pe aici. Și bondurile înăuntru. Nu tinge, mă. Da, mă, așa mi-a zis. Ți-a zis? Da, ne-a zis. A zis că noi înainte făceam altfel, acum facem cu bondul. Felicitări, ce să zic, foarte de treabă a fost. Pilaful mie îmi place foarte mult, mazărea mie îmi place doar că din punct de vedere era puțin mai dulce. Pentru mine, pentru gustul meu, dar e foarte bună, adică nu este... Știi că am mâncat mazăre cu mine, știi Andreas? Că îl duceam la Giurgiu acolo la Sani de mâncat mazăre și era dulce. Știi Andreas? Că, bă, e proastă, nu, e foarte bună. Dacă și Dima mănâncă, care, uite, chiar m-a spus și el. Ador. Ce dracu să mănânce Dima, mă, mâncare gătită? Mandicos la mâncare. Revenim după ce terminăm asta. Bă, ce s-a dus? Eu sunt curios desertul ăsta cum e. Ah, bă. Băgăm să vedem cum e. Păi mă direct cu mână. Da, după ce aștez mașina. Tu ca o mâncare bună la asta, niciat. Mănâncă ea de la frontieră, mănâncă ea de la poliție, mănâncă... Fac stafidele. Bă, eu hales stafide, mi-mi plac stafidele. Doamne, îmi face noi întrerocolită la cât am pus mâna pe mașină și am mâncat? Bă, e bună, de la 62. Da, facem întrerocolită de la mașină. Când am făcut grătarul ăla de... Dar am făcut interocolită, dar am stat pe injecții 4 săptămâni, mâncația și pula tata mi-a băgat aia neoane în cur. Că răsucea Andreas micii pe pământ și punea înapoi. La Andreas, cum crezi că face grătar? Andreas nu ia micul pe grătar și îl întoarce. Ia micul, aruncă în țărână și îl întoarce în țărână, mâncava și gravoastră. Mici cu pământ. Da, eu nu întâm la restaurant. Faceți interocolită voi de la Tesla, mă, nebunilor. De la pământul ăla n-am mai făcut, am stat 2 săptămâni bun la vostra, vomitam continuu, ne căcam în continuu, vomitam. M-am dus mâncarea și la spital, a venit. Ce a fost ceva, bă? Stăteam mai în panul mai așa, nevastă mai făcea, ce ai? Și eu făceam mai așa. La un moment dat, și mi-era atât de rău, de stăteam, nu puteam să vorbesc. Bă, mă durea stomacul, capul, toate alea. Făceam așa, și plângeam. Ești prost? Da, Radule, nu știu ce dracu, am ieșit la poartă să iau Mac, că comandase Mac, și vă certați pe acolo, nu știu ce dracu făceați, vă luați morți în pulă, Radule, am stat să ascult și eu, nu știu, cu o mașină, cu ceva, părea că vă grăbeați undeva, băieții mei. 9.50, frate. 2-3 chestii aveau acolo, 4 chestii, dar bun, ce am mâncat noi bun. Nu vreau să zic că am auzit, hai să facem o poză și v-am văzut 30 de ani și am luat-o la fugă pe poartă, dar era să intru cu capul în poartă să cadă în canalizările sale. Nu, să știi că nu s-a întâmplat așa. Mai aveam niște cârnați, niște mici la alea, nu știu să zic, dar ce n-am luat noi? Top.
Bun loc, avem. În continuare facem site quest-uri să vedem ce are Ceanu în acest pachet. Dacă erați curios, cred că toată lumea, în loc să se uite la vlog, e curioasă ce are Ceanu aici în astea. Bă, bune, chiar sunt super curios. Ce avea? Ce asta, mă, mâncați aici? Lingur. Băi, ce mă, ce este anu? Cel mai chinez lucru pe care putea să-și lea. Bețe de sushi? Bețe de sushi, mâncate de sushi, smechere. Mamă, eu și am crezut că sunt pensule de machiat. Ha, mă, lasă. Jur, am crezut că sunt pensule de machiat. Mamă, dar vezi că sunt tari. Dau poze. Sunt tari, dar cine-și comandă din China asta? Stați puțin că a dat drumul la 20 de grade de încep să mai ridici. Hai că am făcut de sânge asta. Nu. Hai că mai trimite-ți pachetul Ceanu dacă e. Filmează aici. Bro, what the fuck? De ce și-ar comanda niște linguri? Bă, ce? Păi ce anule, ți-au luat lingurile de aur al lui Regii Cioabă? Bă, nu pot cu astea. Cum bine știți, revenim cu cea de-a treia masă pe ziua de săptămâna asta. Pe ziua de săptămâna asta. Hai să vedem ce mai găsim acum să mâncăm. Ce vrei, de data asta te las pe tine să parlești pe engleză. Să parlezi pe engleză foarte simplu, frățiorul meu. Haide. Să ne complicăm. Spune doar ce ai poftă să mănânci. Wow, deci hai să facem așa. Deci am mâncat mâncare gătită, am mâncat pizza pe vlogul ăsta. Nu știu. Vrei ceva? Another one. Sushi or another one something. Ce vrei tu? Aveam banchetul lângă dirigintă, n-am vrut cu alcool, de asta ne înjuram, am zis să mai luăm un băiat să facem poză, că era la costum, sănătate, să te poftă. Ce poftă, că ești imitat un special de zi cu zi. Mă, nu știu, bă, chiar nu știu. Ce, mă, banchet? Ce dracu, bă, și că aveați 30 de ani, bă, trăi var familia, bă, ce mâncați, bă, pipote? Era să mai dea 4 pe 4 să moară aia, dar n-aveați umerii la ureche. Auzi, bă, aveau banchet, eu credeam în pula mea că e nuntă, ești prost? Ferească, se duc numai conopii de mâncat să moară mama dacă te mint. Vrei un turn pe mănânci de seară. Auzi, vrei banchet, trăi var familia să vă trăiască. Eu zic că e nuntă, mă. Sushi, vrei ce vrei așa, ce ai mâncat? Bă, sushi aș mânca oricând, dar ia, ce vrei bun. Și tu? Tesla, Doamne ferește. I need eating. Bă, dar bă, așa se dezvoltă copiii ăștia, dar ai văzut, noi să moară aia dacă te mint. Când ești, bă, eram atât de slabi. Pe clasa 6-a, 7-a, de când ne jucam flori fete și băieți, ne jucam flori fete și băieți, băieți, doar mureau câte 2-3 copii la joc. Ești nebun la cap, atât de fragil eram. Și ăștia să moară aia, dacă zici că erau la nuntă, mă, și că aveau 30 de ani. Uși. Doamne ferește! Ia. Nu e disponibil. Două secunde, că nu prea m-am înțeles ea. Vorbește mai bine. I'm eating sushi. Sushi. Două secunde, băieți, că nu prea vrea baby să nu răspundă. Nu prea parlește. Fălipa lui Andreas. Stați un pic, am avut emoții. Tesla, I'm hungry. I need eating sushi. Bă, bărule, ție nu prea să... I'm hungry. Sushi! Scrie, mă, doar sushi. Sushi. Doar sushi. I need sushi. Oh. Opa! Gata, mă, înțeles. Nu pot acum la urmă după live. Citera Royal Sushi, Hi Sushi. Vrei aici la Hi Sushi? E Hi. Hai, că e pe japonez. Hei, sushi. Îi dăm la hi sushi. Hai, mă, să-i dăm la hi, că e ce aici. Deci dacă am în stânga mea, să-mi fie cu iertare, dar sunt gusturile mele, nu te caci din ele, înțeles? Sau dacă vrei, te caci, că le mănânc și așa. Ascultă-mă. Dacă îmi pui în stânga cele mai scumpe sushi-uri din lume, bă, 50 de sushi-uri de alea dacă pui în stânga și în dreapta îmi pui o felie de pâine cu unt cu sare, felia de pâine cu unt cu sare câștigă irevocabil. Irevocabil, tată. Irevocabil. Lumaniu. Încă o dată, cred că doar Teza putem ne duce la restaurantul ăsta. Ia să vedem. Hai, 10 minute. Ce aici am mâncat vași? Sunt vreo 18 restaurante în clădirea asta de aici. Bă, aparent am căutat degeaba Hi Sushi, de-aia nu era nici program acolo, pentru că s-a transformat în alt brand, Royal Sushi, au schimbat firma. Sună mai bine Royal Sushi, n-ai ce să zic. Să vedem totuși dacă e Royal. Vezi că n-arată rău. Bă, și ieftin, ieftin rău de tot. Cât ai dat, mă? 30? 8 bucăți, da? Un rol întreg tăiat. Știi cât costă un rol ăsta întreg la un restaurant? 60 de lei. Mai ales de ăsta care... A, forță. Facem aici a făcut drip. La Burger Factory, la terasă. Uite, mă, au și soia. Soia, mă, ta în gură, Coba. Trebuia să le luăm pe alea lui Cean. Arășează.
Bă, vezi că ăsta, gândește... Bă, dar altceva în afară de mâncare mai știu băieții ăștia, pentru că clipurile astea prind cel mai bine chat, ca să înțelegeți de acum. Are... Clipurile cu mâncare prind cel mai bine pe YouTube. Și somon deasupra, gen Philadelphia Roll de la California, cum se vede. Și are și crevete înăuntru. Hai mă, știu dacă e. Bă, dacă e și bun, de aici acum, de exemplu. Vezi că are și niște crepuniri. Bă, frate, 32 de lei asta, bine, era redus 30%, dar tot e ieftin. E bun. Chiar e bun? E bun, dar nu pot zic care e bun. Imaginați-vă că eu am mâncat când stăteam la Andreas acum un an jumate, mâncați și gurat, am testat niște fructe de-astea exotice. Exotice. Da, și treacu de gură, nu vezi că ți se stărpelește limba în gură, dreacu, nu știu nici să vorbești. Perpelitul, dreacu, pelticul, dreacu. Repede, comentezi tu la oameni ești. Am mâncat acum un an jumate niște fructe de-astea exotice. Și acum, ieri am văzut pe TikTok. Merge cel mai bine asta cu mâncare, cu astea. Gustă cel mai proaspăt sushi. Hai că gustim ea, stai să mai iau unul, să nu vorbesc prostii. Se și vede că după cum arată... Mă, ce pula mea vrei, mă? Dar ce vorbești urât, mă? Bă, n-ai cum, mi-a dat seama că în industria asta de restaurante n-are cum să apară unul să facă cea mai mare calitate, să fie și ieftin. Că normal că a luat un somon mai ieftin ca să aibă prețurile astea. Dacă aș vrea să mă combin cu tine, cu fetele, să luăm o masă cu 2 milioane, gen n-aș lua de ăsta, știi? Da. Căutați de curiozitate, ascultați-mă ce vă zic. Cum îmbătrâne... Wow! Stați, bă, cava și pula voastră. Wow! Wow, stați că s-a aderat trenul în gură, mâncava și gura voastră. Wow, 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 am derapat, wow, wow, nici nu mai vreau să mai continui subiectul, o lăsăm așa. Așa că e cel mai bun sushi, nu e, dar e ok, îl validez, hai gustă și eu. Cum mă, eu știu că e bine cu astea. Bă, mie îmi place, dar ce-o experiență să zic. A, uite mă, vărule, că faci la mișto, că te-ai învățat. Am învățat, vărul, băi, de câte ori. Ai studiat? Am studiat, tot aceanul, în practică. Puh, dau drumul la verișoarele alea negre ale lui. Îți place? Bă, mi-e place. Păi e royal, vă rog, royal sushi. Nu mă, testul ăsta, parcă știe ce-mi place. Dacă toți sunt pe ecran, mâncați și să zice, doamna profesoară, să sugeți pula, să le dați doi la toți. Vă pup, doamna profesoară, să fiți iubită. Bă, vezi că nu ne-a dus rău, nu mai zic că ne-a dus aici la șefii burgerilor. Până acum, nu a găsit cu nimic. Pă bune, pune și pe centura acolo a fost ce trebuie. Dă o notă. Nu poate o notă 8. Eu dau 7. Dau 7. Dau 8 că am mâncat acum mai bună. Unde? A rugat. E, păi un rol de ăsta acolo. Un alt fel de content. Haideți la mașină să vedem unde ne mai duce Tesla. Am mâncat și sushi-ul și acum ni s-a făcut poftă 2 minute mai târziu de un sandwich. Hai să vedem unde ne trimite Tesla să mâncăm un sandwich de calitate, nu? Hai să vedem. I want eating sandwich. Eating sandwich. Want. I want. Te-ai dus, vorbe, nu-ți mai dă nimic, Tesla, trebuie să vorbești frumos cu ea. One sandwich. Launch. E bine, launch control. Nu prea... Pula pizda și găoaza. Ei s-au dus să sape varza și lindicul la ardei ca să sape după ei. Dar un floc s-a supărat. Nici de-al dracu nu mai sap. Înțelege, mă, mâncați așa. I want eating sandwich. Camion ne-a scris mâncați așa gura ta. Mamă, ce bine vorbești cu Tesla, vorbe. I want sandwich. Vezi că trimite mesaje, mâncați-și gura ta. Ce faci, mâncați-și gura ta? Bă, 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 bă! Ce a făcut, mă, mâncați-și gura ta? Am sunat asta la pompieri, îmi sunat și bun. Bă, vreau un sandwich! I want a sandwich restaurant. Bă, e greu, bă. Bă, nu cred, i-a dat direct. Bă, dar știi să o lasă cu Dimax, se înțelege bine cu Tesla. Ia uite, s-a dat la Paninoteca. Bă, Subway, toată lumea știe Subway. Dă-i mă la asta, la Paninoteca asta. Paninoteca, ia mă. Așa, dar mă, băieți, a doua zi, pentru că ieri am găsit închis la Paninoteca, așa, dar... O săptămână afirmă la clipul ăsta. Ne-am testat a doua zi și am mers direct de dimineață să ne luăm un sandwich bun și cald. Toată seara m-am gândit la paniurile alea, dar apare nu sunt piani. Imogene, te-am visat acum două zile și te-am sunat să mă împrumut cu 3000 de lei, că m-a luat poliția. Bă, e bine că ai visat. Dacă zici că te-am împrumutat, e bine totuși că ai visat. În panini sunt piadena, nu știu, e un fel de lipi. O să vă arăt, da, cum arată bine. Și destul de forță la preț. Piadina copa 18 lei, piadina mortadela 18 lei. Vezi că sunt foarte scumpe. Și avem și una de vită 30 de lei. A fost mai scumpă. Imogine, de ce nu aduci și pe mamaia ta pe live? Că miroase. Bun, păi și pe lângă asta mai avea și ceva cu carne de cal. Stăteam puțin mai mult. Suntem cu mașina și nu putem. Înseamnă, suntem cu mașina și nu putem să mâncăm. Mă, nu știu,
Bă, hai mă să le filmăm cum arată, că oamenii sunt curioși. Bă, vedeți că arată într-un mare fel. Vărule, asta e Piadina Copa. E cu o ceafă de porc din asta, cu niște cașcaval, cu o cremă de brânză. Gea, Wack Max, stai, Bob Club. O, în gură. Dă un base test, da. Foarte bun. Ce trebuie? Aș mânca în fiecare dimineață chestii de-astea, dacă aș avea timp să-mi fac eu. Sau dacă... Asta aici, e fix în centru vechi, lângă centru vechi. Bă, asta mi se pare tare, dar e prost locul de parcare acolo, sincer, dar chiar ce trebuie. Mai de capul meu. Bă, că îi place. Oricum, pentru cei care nu știu, Dima e chiar, îi plac foarte mult paturile astea reci, cu brânză, cu salamuri, cu... Da. Păi Dima nu prea are mâncare gătită acasă, normal că îi place salamul. Ce trebuie, sincer, italienez, spaniol, toate astea. O, am salut, bun, Alexandru, ce faci, mă? N-am zis să comentez așa ceva. Top, a? Păi cred că 18 au ajuns sandwich-urile alea de la Luca. După bune, vezi că e bine rulat, păi dați-mă și miram, aveau 18 lei, 19 lei, 20 lei, adică la modul un sandwich. Vedeți că băgate produse ca lumea aici, adică nu luate de la magazin, de la mezeluri. Salam de vită. Mamă, da. Dar vezi că e cam bine, cu brânză, cu tot ce trebuie, ia să vedem. Zi sincer, zi mă, bun sau prea? Băi, e bun rău de tot, dar e o carne gen lăsată cumva la, ce numește, mă? Maturare? La maturare, da. E da. Foarte sărat așa gen. S-a terminat sincer cu ce mâncăm aici. Habar n-aveam de magazinul ăsta. Mamă, cum e? Bă, rău, trebuie să mâncăm și un panini odată. Că gen paniniu mai bagă pesto, mai bagă niște sosuri de-astea bune. Asta e fără sos, ce? Prea vită. Prea vită, nu? Prea vită, da. Îmi plac mai mult asta de porc. Să încerc și pe ăsta cu mortadela, cu parizer. Fraților, și aici am mai luat încă unul ca să încercăm mai multe sortimente. Și ăsta e cu mortadela. Ia vedeți aici fisticul, ia vedeți aici parizerul. Tot ce trebuie. Cum arată? Cremă de brânză. Cam pare ce trebuie. Ăsta e cum să-ți placă cel mai mult, nu? Nu, celălalt. Foarte bun. Poate ne-ai ajuns tu la unde trebuie. Vrei să mai întrebăm de asta să ne mai ducă undeva tot la un dăstăcu de panini? Da. Să zicem că mâncăm ceva cu panini? O să-ți placă mai mult panini pentru că are mai mult sos. Ăsta e fresh, așa, făcut cu un pic de cremă de brânză, cu... Ăsta e așa de dimineață, să faci repede bam, bam, fără prea multe chestii în el. Dar e bun. E un pic mai uscat, așa, mai fără sos, știi? Bă, dar e bun. Mie chiar îmi place. Dă o notă la panini, noteca asta. Bă, frate, aș da 10, dar n-am mai mâncat și alte, să știu cum e. Le dau un 8-9, merge. Și eu la fel, tot 8-9. E și ieftin, la calitate preț, gen 18 lei, frate, nu-mi găsești un nicăieri. Bă, da, eu zic că pentru 18 lei nu poți să găsești nimic. S-a mai dat bani, Andrei, așteptă să îi se mai doneze și lui. Nimic mai și bun. Și calitate premium, cred. Adică... Da, da. Bine, nu mai bagă premium mult în ele. Bă, nu bagă mult, dar... Păi stai să vezi un panini de la full. Măcar e calitate. Da. Hai să vedem dacă mai vrea să ne ducăm tot la ceva sandwich-uri. Ne întrebăm de panini, da? Să chiar sunt curios. Ia să vedem, o băieți, dacă ne mai duci și până acum la un restaurant de tot de-a fel de panini și chestii. Dă-i să dau vocal. Ia, dăm vocal. I want a panini restaurant. Am luat mie vocalist când am zis vocal. Băi, da. I want a panini restaurant. Aoleu, I want to open restaurant. Mai dăm o dată. I want any open restaurant. I want panini restaurant. Bă, vezi că iar sună mâncația. Mesajele test acceptate pe iOS, Android, Venom, ce mă? Mai dă-vă o dată. Mai dă-i o dată. I want a panini restaurant. Nu mai vrea, mă. Panini restaurant. Aha, gata, mă. Gata, mă, înțeles. Paninoteca, pe am fost. Am fost la Paninoteca. La Dragoș Neacșa trebuie să mergeți, mă, dacă vreau să încercați asta. Ia de mă. W Dragoș Neacșa chat. Fesolo Froscoloco. W Dragoș Neacșa. Fesolo Froscoloco. Ok. 6 minute. 6 minute. De. Doar în București faci 6 minute, 1 km. Dante Coppa, Bresol, la Taghino. Taghino. Bă, what the... Ok, trecem peste. Are niște meniu digital pe geam afară. Cu poze? Da. Cum caut? Uite meniu digital acolo pe... Degustațion, prepare. Hai, vărule. Încă un panini unde ne-a dus aici Tesluța. Ăsta e Bă. Dacă nici ăsta nu e bun, mâncați-și gura ta, uite, ăsta e al tău. Ia. Eu zic că s-a terminat, sincer. Bă, vezi că arată bine rău. Bă, frate, lasă-o încolo. Ma. Bă. Dragule, poți să dai mai tare, sigur. Eu îți fier pe ăla cu salam al meu. Ia, vezi vărul pe salamurile tale acolo. Bă, vărule. Ce? Suntem mortadela? Nu știu, vărul. Bă, nu cred că e mortadela, mă. Tu ți era cu mortadela, nu?
Nu știu cu ce mi-am luat. Bă, să le fi încurcat, mă. Să le fi încurcat, mă. Nu cred că-l trebuie să am. Păi nu, că ăsta e top, Rani, să zic că ăsta cu salam, vezi că s-a terminat. Dar vezi că arată da, cam bine. Da, mi se nu-l fi încurcat cu ardenii, să mâncați-și cu asta. Hai, vorbim, mă lași pe mine să încep, da, colorurile. Ia vezi, mamă, cât de bine ce arată, avea, mă, ce o avea? S-a terminat. Bă, o idee bună de slacu semișurile astea, frate. Bă, jur că dacă nu e o idee bună, când vreodată găseam noi panini barul ăsta, de fapt, că nu e restaurant. Niciodată, ești nebun. Când vreodată îl găseam noi? Bă, niciodată. Chiar e o idee bună când stăm. Știi când plecăm la restaurant unde mergem? Dar nu e cea mai bună idee. Nu vreau să știu când s-a filmat clipul ăsta, în ce zi, că eu am mâncat în sandwich-urile alea, am mâncat și gura ta și nu vreau să știu. Te lași să ducă. Chiar nu vreau să știu. Te zau unde vrei. Bine, să o întrebi. Au. Nu compare? Are măcar termen de comparație ce am mâncat mai devreme? Nu poți să compar, nu există, nu? Schimbă mult focaccia. S-a terminat. Bă, a fost ceva ce să ne... Au fost bune, efectiv, ca și cum se face un sandwich cu brânză. Efectiv, cum ți-ai face un sandwich cu brânză de aia de la țară și cu salam. Îmi placă pe vlogul ăsta? Nu cred. Vreau a fost. Faptul că seara ne-a durut burta pound 2, nu știu de la ce a fost, că am mâncat multe. Nu mai zicem. Asta rămâne de văzut. Dar vezi că e... Fai, s-a terminat ce acolo. Deci, o notă așa la asta, pe lângă la de mai devreme. Nu ți-a zis femeia că nu știi diferența dintre mai tare și mai repede? A mea nu mai e tare de mult, băiatul. Ok, a câștigat voce, trecem peste. La asta? Îți dau 10. 10, îmi place mult paniniul. Da. Ha. Am ce să zic. Top, a? Se simte tot? Și brânza și tot, a? Top. Hai să gust și tu. Mamă, cum e roșie asta și cum e... Se vorbește în 7 limbi aici, până noi. Bă, vărul, e cu ea la valea asta. Asta e acolo. Mamă, dar cât de proaspăt e, uitați-vă puțin cât de pufoasă. Mamă, s-a terminat. Mamă, ia să zici. Hai, top. Bă, s-a făcut și două. Ce repede trece ziua cu imogen. Wow. Să gust și din asta cu salam. Bă, frate. Am dat undeva la 75 de lei pe amândouă. Da, bă, mai frate. Scump, bă, n-am ce să zic. E mai scump. 38. Dar nu se compară gustul. E 30 și ceva de lei unul. Bă, dar e mult mai mare, frate. Păi sunt două de astea mari. Da, dar e foarte eu mare. Cred că mănânc acum jumătate și jumătate mai târziu, ești nebun. Mă, mă, te rugăște, prima masă de brânză așa puțin. Da, mă, s-a terminat, crede-mă, e ultima șmecherie de ultima oră, mortadela asta. Mortadela, doamne, panini. Mortadela ai tu acolo. Începe dimineața, nu este o chestie mai bună ca asta. Și eu aș mânca la orice oră asta, eu mor după astea. Foarte pufoasă, foarte, wow, nota 10. Chiar dacă e mai scumpă, cea mai devreme a fost mai ieftină, dar se simte foarte mult diferența de gust. S-a terminat, ești nebun. Bă, frate, mi se pare ireal, în vecii vecilor amin, nu ne gândeam noi să venim pe stăzile astea pe aici, să mergem la restaurant. Da, mă, ce ai, ție, nu. La 300 de metri mai încolo, nici nu-s parcări, nu... Ia, ia-l și pe ăsta, vorule, ia-l pe ăsta. Mă, ce poate să fie atât de extraordinar că e un sandwich, bă, mâncava și gura voastră, bă, ce atât, bă. S-a terminat, vorba. Adică nu e ce, e un sandwich. Gustă neapărat, o să-ți placă mai mult ăsta, cred. Zici tu? Nu știu, gustă. Brânză, zici la fel. E mult din marge și ea, mă. S-a terminat. 10? Pe departe 10, bă. Încă, vărule, să-l termin. Vărul, dă și din ăla al meu. Bă, nu prea sunt fan eu mortadela, dar hai. Are pesto verde. Da. Cremă de brânză, mortadela. Mai bun altul, sincer. Da. Nu compar. E cinstit ăsta. Am mâncat și din el, e bun, dar e un sandwich. E cinstit, e, eu sunt sandwichar, eu fac sandwich-ul mereu. Da. Ce clasă. E bun, da. Ăsta lui Dima s-a terminat. S-a terminat. Știe, mă, ce șea, mă, știe ce șea. Bun, mă, bun, bun, rău, n-am ce zic. Top. Am dat și like. Okay. E un fel de switch. Cel mai tare clip, sper să faceți sandwich-uri acasă și să reacționați. Următorul clip, sper să mâncați pietre din diferite localități și să ne dați pașii de herpes și să ne spuneți ce gust au. Vali a scăpat de herpes. Așa. Mulțumesc te pup, Lucian, te pup, te pup, Alice.